E 24 februarie, e Dragobete și în această dimineață frumoasă, ia să vedeți ce prezență adorabilă avem noi. Cornelia Ștefăneț, bună dimineața! Bună dimineața! Dar unde e soțul? Se uită acum la noi. Hai să-l salutăm. Poți să te uiți fix în camera pe care scrie cifra 1. Dacă mă simt ca un școler când apare la televizor. Salut! Așa și eu. Salut, Marcel! E cu sânduța? Da, este cu sânduța, da. Bun venit la prima oră. Mulțumim. Mulțumesc pentru prezență în această zi. Știi, de Dragobete ar fi fost indicat și chiar obligatoriu să vii cu Marcel. Dar... Las că data viitoare venim între ei și cu sânduță. Astăzi, cu permisiunea lui Marcelo, o să te admirăm amploa și singură, doar Mulțumesc pentru invitație. În fața tuturor. Cum e de Dragobete la voi în familie? La noi în familie dragoste este în fiecare zi, sărbătorită, pusă pe piedestal și de Dragobete este încă o zi și un motiv în plus pentru a spune omului drag că ții la el, că îl iubești, că înseamnă ceva pentru tine. Adică noi cumva, știi cum, cel puțin după mine, simți în fiecare zi, nu poți să simți doar o dată în an. O întrebare banală din partea ta, un răspuns total așteptat din partea ta. Și acum, fii atent, asta a fost încălzirea, pentru că avem aici, nu ceai, avem întrebări la borcan. Ai observat, s-a schimbat borcanul. Da, văd. Și întrebările sunt... Sânduța cu siguranță, observat. Da, utilizează, ca să zic așa. Da. Și întrebările sunt din ou. Noi ziceam, o să clocim întrebări astăzi. Ești pregătită? Hai să vedem. Redacția a pus gând bun și ți-a oferit întrebări. Tu trebuia să deschizi. Bine, am deschis-o, o întreb eu. Hai. O citesc eu primul, da. Mă scuzi, e o noutate absolută astăzi cu ouăle de... Așa. Cum arată dormitorul vostru? Cine a decis cum trebuie să fie? Hai, răspund eu. Nu, eu citesc întrebarea mai departe, nu mi-asum. Habar n-am. Cum arată dormitorul vostru? Nu, credeam că tu răspunzi. Tu ai luat, tu răspunzi la întrebare. A, eu răspund. Cum arată? Hai să facem. Eugen, cum arată dormitorul? Foarte confortabil. Pat mare, king size. Nu, la noi în casă ambii am venit cu ideea de mobil, tapet, draperii. De aceea dormitorul nostru este spațios, luminos, locul unde noi ne recreăm pentru că avem nevoie de odihnă, nu doar să... Zi măcar o culoare, ce predomină acolo? Păi avem nude, avem turcoaz și aveți alt. Așa combinat? Da. Ce frumos. Dar turcoaz din asta fac. Mie îmi plac astea combinate. Tu alegi întrebarea? Mm-hmm. Întrebarea surpriză. Hai. Vrei să te ajut eu cu deschiderea? Nici nu știu, hai că vin lângă tine. Cum sunteți scriși în telefonul unul altuia? A, bună întrebare. Mumusic și Tutusic? Marciusic și Corneluzic? La mine în telefon el este Marceluș. El Marceluș. Este Marceluș din clipa în care noi eram deja oficial împreună. Iar la el eram inițial Dulceața. Iar acum sunt scumpa soțioară. Dulceața, scumpa soțioară. Dubios de corect. Dubios. Bine, trecem mai departe. Hai. Da, eu le țin pe astea folosite. Așa, următoarea întrebare, surpriză pentru Cornelia Ștefăneț. Și astăzi avem ocazia să o întrebăm tot ce vrem, pentru că Marcel nu este și nu avem de la cine să cerem voie. Ia zi. Dar să le citești. Și dacă tot astăzi dragobetele sărută fetele, în cuplul vostru sărutul este o rutină sau se întâmplă mai răruț și mai drăguț? Da, de care? Da, un sărut pasional să avem în vedere. Un sărut pasional. Este o rutină sau... Mă rog, așa. Nu, eu nu mint, eu spun adevărul. Noi ne sărutăm zilnic. De asta străcit amândoi. Pentru că cumva este o obișnuință frumoasă atunci când el pleacă treburile lui, eu cu ale mele, noi ne luăm rămas bun cu un pupic. Adică cumva asta este Cornelia, este stai puțin, era vorba despre un sărut pasional. Păi acolo nu era scris sărut pasional. A vrut să răspundă. Marcel, te-a salvat. Știi că noi bărbații trecem mai greu peste destăinuiri din astea. La cameră mai ales. Mai ales la cameră, da. Arde nerăbdare. Cum i-ai explicat Alexandrei sau urmează să explici ce e dragostea? Ce se ce semnifică să se explici ce e asta, ce dragoste? Este dragoste? Alexandra deja este îndrăgostită. Nu, zău.
Iară. Ea, cred că este la prima ei dragoste copilărească. Serios? Da, are un prieten și de fiecare dată când merge la grădiniță, se chitește, cum îi spun eu, și zice, da, oare o să-i placă asta lui... Nu vreau să zic. Nu vrei să-l faci pe el popular acum? Da, coafura o să-i placă, da. Cred că o să-i placă rochea mea astăzi și o să vin și o să-i spun, salut! Eu zic, Doamne, tu la 5 ani la ce te gândești? Dar ce ține de sentimente, semnificația acestui cuvânt, ea cred că vede asta la noi și ea înțelege foarte bine că atunci când doi oameni se iubesc, ei trăiesc împreună, ei fac lucruri frumoase împreună, ei creează împreună așa cum suntem noi cu... tatăl Alexandrei cu Cornelia. Domnul Marcel Ștefăneț. De unezi am aflat un lucru care mi-a răsturnat universul. Care? Cu cine seamănă copilul? Cu mama sau cu tata? Nici cu unul, nici cu altul. Copilul seamănă cu relația dintre mama și tata. Așa că este foarte bine că vede dragoste la voi și, și uite, simte asta. Păi nu degeaba se spune că dacă copilul seamănă cu tata, înseamnă că mama l-a iubit la infinit pe tata. În cuplul nostru, Alexandra seamănă cu tata. Și acum... Ce, ați crezut altceva? Și acum a venit timpul să, în două cuvinte, să ne amintim cât de frumos a fost la Simple Love și a ales o melodie... pur și simplu uluitoare. E ceva neobișnuit și cine o cântă și asumă o responsabilitate, în primul rând, și are un gust de un rafinament aparte. Cel așa care este. Decide să cânte melodie de Mihaela Runceanu. Da, piesa De-ar fi să vii a fost o sugestie a organizatorilor, Radu și Veronica Cheltuială, care mi-au zis, uite, am vrea să încerc această piesă și eu le zic, eu de mult îmi doresc să o cânt, doar că cumva nu mă simțeam pregătită, pentru că ai dreptate, este o piesă complicată, o piesă care necesită o poziție vocală foarte bine definită, să stăpânești bine aerul, să stăpânești emoțiile și să simți, pentru că este o piesă care dacă nu o simți, nu... Bine, sună... Dar trebuie să fii stană de piatră să nu simți melodia asta. Da, dar știi cum, dacă cânti prea academic atunci și nu dai suflet, asta oamenii simt o dai și iau... în penibil, dacă e prea... Da? Prea academic, cum zici. Academic, nu mă refer aici la poziție de asta, academică poziție de operă. Mă refer la starea, mesajul pe care tu vrei să îl faci auzit dincolo de cameră, dincolo de spectatorii care sunt în sală, te ascultă, te văd, te admiră. Și eu chiar am simțit o mare responsabilitate și am lucrat foarte mult la această piesă. Cred că eram zilnic în studio și lucram 2-3 ore ca să intru în esență, să simt mesajul, să stăpânesc fiecare notă și să ajung acele note înalte care sunt, bine, complicate un pic.